Sute de persoane așteaptă o locuință de la primărie în cel mai mic oraș din județul Hunedoara, Aninoasa. Fostul oraș minier mai are acum aproximativ 4.000 de locuitori. Primarul spune însă că în ciuda depopulării, la primărie sunt în așteptare 300 de cereri pentru locuințe. O parte dintre cereri ar fi putut fi soluționate, dar lucrările la două imobile destinate spațiilor de locuit trenează de prea mult timp. Este vorba de un bloc cu 60 de apartamente care nici acum nu este gata și un al doilea spațiu amenajat într-un imobil ce a aparținut Minei Aninoasa, aici urmând să fie amenajate 73 de apartamente.